Doamnelor și domnilor, bun găsit la început de an nou, un an pe care vi-l doresc să fie plin de sănătate, liniște, bucurii alături de toți cei pe care dumneavoastră îi iubiți și să ne primiți în casele dumneavoastră cu aceeași căldură cu care ați făcut-o până acum. De obicei, perioada în care ne aflăm este una a bilanțului pentru anul care s-a încheiat și a proiectelor pentru anul care urmează. Acum se prognozează, așa cum spuneam, acțiunile pe anul viitor, se proiectează bugete, investiții, instituțiile își fac proiectele bugetelor pentru anul viitor, mai ales dacă au răspundere în fața cetățenilor. Cu siguranță că asta se întâmplă acum și la primăria municipiului Giurgiu, inima comunității, așa cum îmi place mie să spun, iar dacă se întâmplă așa, și dacă inițiativele și intenția conducerii primăriei, edililor, se lipesc, ca să spunem așa, de dorințele cetățenilor, vom afla în această seară de la invitații pe care îi avem și este vorba de domnul Emil Vucă, administrator public sau city manager, cum se mai spune. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc. Și de domnul invitație. Alexandru Vladu, viceprimar, bună seara, de asemenea, bine ați venit în studioul TV Giurgiu. Bună seara și la mulți ani! La mulți ani și dumneavoastră, vă doresc să aveți un an plin de realizări și asta o spun din egoism, dacă pot să zic așa, pentru că mă gândesc la binele meu, al cetățeanului, al tuturor cetățenilor, pentru că dacă reușiți în inițiativele pe care le aveți, asta cu siguranță va fi spre binele cetățenilor. Așa cum spuneam, am putea să începem cu un scurt bilanț al anului care s-a încheiat și care a fost un început pentru dumneavoastră, pentru întreaga conducere a primăriei, după votul covârșitor pe care l-a primit municipalitatea în alegerile locale din 2012. Din punctul de vedere al fiecăruia, aș vrea să vedem cum vedeți anul care tocmai s-a încheiat. Domnul viceprimar sau domnul Vucă? Din punctul meu de vedere, anul care s-a încheiat, de fapt, perioada din an pe perioada, care da. Am petrecut-o în primărie, în stafful primăriei, imediat după alegerile despre care spuneați. Deci perioada pe care o analizăm, ca să spun așa, a fost una benefică. Benefică atât pentru mine ca și individ în ceea ce privește cunoașterile pe care le-am deprins, cunoașterile pe care le-am aprofundat, cât și pentru aparatul propriu al primarului, pentru aparatul primăriei. Și spun asta în primul rând pentru că ideea de la care s-a pornit a fost de o nouă așezare, de o nouă organigramă care s-a reușit să fie adoptată într-una dintre ședințele de Consiliu ale anului trecut, în încercarea de a face ca aparatul primăriei să funcționeze mult mai bine în slujba cetățeanului, pentru că, de fapt, asta este deviza după care trebuie să ne coordonăm, că suntem în slujba cetățeanului și pentru cetățean, pentru comunitate. În privința asta am fost cam... am avut oarece suferințe în ultimii ani, pentru că mulți dintre cetățeni n-au simțit că ceea ce se întâmplă în primărie este ceea ce și-ar fi dorit ei sau spre binele lor. Sau poate a fost o diferență de viziune, ca să spunem așa, a administrației locale și a cetățenilor. Nu vreau să comentez despre ceea ce a fost. Eu vreau să vorbesc despre ceea ce facem noi, actuala echipă. Și vreau să vă mai spun că un alt, mai bine zis, o altă deviză pe care o avem este cea a transparenței. Adică fiecare cetățean din municipiu are acces în primărie, are acces la ședințele Consiliului Local, are acces la deciziile care se iau, are acces la proiectele de hotărâri, s-a creat un site al primăriei, un site interactiv pe care se publică înaintea ședințelor de Consiliu proiectele de hotărâre de Consiliu care urmează să fie supuse dezbaterii Consiliului Local, pentru ca fiecare cetățean care este interesat să își poată lăsa acolo opiniile și propunerile sale. Eu zic că numai așa poți să ajuți
omul, ducându-te spre nevoile pe care efectiv le are. Și pe care le știe cel mai bine și evident, așa le poate, evident, prin această transparență, așa poate să-și exprime și el opiniile. Domnul viceprimar, nu știu dacă v-ați gândit vreodată că o să ajungeți primar, viceprimar, dar cu siguranță că v-ați gândit că ceea ce face, se întâmplă în primărie sau ceea ce face primăria pentru comunitate, de multe ori este bine, de multe ori nu este bine. Cum v-ați modificat, să spun, sau dacă v-ați modificat optica în ceea ce privește activitatea din această instituție publică? Acum, în calitatea pe care o aveți de viceprimar. Este adevărat, hai să începem cu ce ați zis. Nu m-am gândit niciodată să ajung viceprimar. Asta este un lucru cert. Dar vedeți că poate Dumnezeu le așează lucrurile în așa fel încât și spre uimirea mea, într-un final, a fost un rezultat al votului din vară și fără niciun fel de negociere, având 10 consilieri, am avut un post de viceprimar pe care... Probabil dacă vă doreați foarte mult, nu se întâmpla. Poate că nu se întâmpla, așa este și asta un adevăr. Da, de multe ori din postura mea care am fost înainte de a ajunge viceprimar ca om de afaceri, îmi puneam diverse întrebări. De ce, eu știu, vă dau un exemplu că suntem la iarnă. Sigur că da. De ce primăvara să cărea zăpada și curgea apa din ea, de exemplu? Era o întrebare care mi-am pus-o tot timpul. Și ați aflat acum ca viceprimar? N-am aflat-o, pentru că nu se mai cară acum. Da, am venit în primărie cu gânduri bune, în general. Cu gânduri de reconstrucție, de construcție și de reconstrucție. Am spus la toată lumea, de când am venit în primărie, am tras o linie, nu avem nimic de reproșat, nu stăm să umblăm ce s-a făcut, ce nu s-a făcut, de ce poate au fost greșeli. Asta a fost administrația care a fost înainte, atât a putut să facă, eu zic că au făcut și lucruri foarte bune pentru orașul acesta. Noi trebuie să avem grijă și pentru cetățean și ce putem să facem noi de acum înainte pentru cetățean. Asta este prioritatea numărul 1. Am transmis tot timpul acest mesaj. Nu ne interesează ce a fost în spate. Ne interesează ceea ce vom face noi. Și de aici am început să regândim și să regândim dezvoltarea orașului așa cum o gândim noi într-o altă formă. Să vă spun că știu că sunt foarte multe probleme în tot orașul. Și în centrul orașului, dar și spre periferia orașului. Atunci, mergând pe toate străzile din oraș, am constatat, de exemplu, că oamenii de la periferie au niște condiții foarte grele de viață. Deci sunt oameni care nu puteau și încă mai sunt oameni care nu pot să iasă din curte, de exemplu. Pentru că este noroiul până la genunchi. Ieșeau cu cizme de cauciuc și trebuia să-și ia copilul în brațe, da, copilul în brațe și să-l ducă câteva sute de metri, să-l scoată undeva de unde copilul se poate să meargă la școală. Sau să-l aștepte când vine de la școală să-l bage în curte. Sunt încă foarte multe străzi, așa numitele intrări, fundături, ulicioare multe, care nu au condiții de niciun fel. Deci nu au alimentare cu apă, nu au canalizare. Este foarte adevărat că și lucrurile din centru și care au început să se facă cu pavele, cu șosele betonate sau asfaltate, e nevoie și de lucrurile acestea. Dar am zis, în primul rând, să asigurăm un minim necesar pentru toată lumea. Să gândim ce trebuie pentru fiecare stradă în parte, să ducem toate utilitățile pentru oameni și după ce am dus pe fiecare stradă toate utilitățile, apoi să intrăm în faza de finisarea străzii, care înseamnă dumneavoastră anticipați o întrebare pe care și am discutat și înainte de emisiune. Pentru că eu am să ating subiectele pe care vi le propun în această seară, reflectă în mare parte dorințele, nu spune mulțumirile, pentru că în ceea ce vă privește încă n-ați avut timp să apară nemulțumire, a fost timpul foarte scurt, dar dorințele cetățenilor. Asta e o nemulțumire, că timpul e prea scurt. E timpul de când ați fost investiți. Și dacă îmi permiteți, ca să concluzionez un pic ce spunea și domnul viceprimar, nu noi suntem neapărat cei care am venit să analizăm dacă s-a făcut bine sau nu s-a făcut bine. Cetățenii orașului au analizat dacă a fost sau nu a fost bine până acum și tot ei o vor face peste 3 ani și jumătate.
dacă noi facem bine ceea ce facem sau nu e bine ceea ce facem. Eu mă gândeam că dacă oamenii au și ei dorințele lor, fiecare în funcție de, așa cum spuneați, unii că n-au canalizare, alții că n-au asfalt, alții că nu știu ce le mai lipsește. Și veți răspunde dorințelor lor, sau veți să vedem măsura în care veți răspunde dorințelor lor. Și eu am să abordez aceste subiecte în ordinea pe care ei, cu diferite ocazii, fie că au fost emisiuni, fie că au fost diferite voxuri făcute în emisiunile informative, și le-au exprimat ei. Și prima dintre aceste dorințe a lor a fost, sau să zic nemulțumire, este că străzile arată deplorabil majoritatea străzilor din cauza lucrărilor care s-au făcut fie pentru aducțiunea de gaze, fie pentru lucrările de apă și canalizare. Deci o nemulțumire a lor asta este. Străzile sunt zgârmate, sunt terminate lucrările și lăsate așa cum sunt. Aici e o problemă. Este o nemulțumire, dar toată nemulțumirea aceasta în final va duce la o mulțumire a lor. De ce? Pentru că lucrându-se pe aceste străzi, deja se fac niște pași către finalizarea străzilor. Adică, exact ce spuneți, pe străzile acestea se bagă apă, se bagă canalizare, se bagă alimentarea cu gaze, celelalte probleme de electrică care au apărut în ultimul timp. Deci, oamenii trebuie să vadă lucrul acesta, că lucrându-se pe stradă, sigur, după ce vor avea toate utilitățile pe stradă, vom ajunge și la finalizarea străzii, care asta v-am spus și mai devreme, eu o consider ca fiind ultima fază care trebuie să intrăm pe o stradă. Degeaba, știți că și înainte s-au intrat pe străzi, s-a făcut așa cosmetizarea pe stradă, a venit, s-a turnat un asfalt, după care la o lună de zile sau la două luni de zile, deja intram cu freza și tăiam asfaltul, făceam grob, că am uitat să băgăm o țeavă, că trebuie să băgăm... Bine, dar asta e în tradiția noastră. Asta este în tradiția noastră. E în tradiție, vă rog frumos, nu o să stricați o tradiție a orașului, vreți să stricați obiceiul? Îl stricăm deja, deci ne-am angajat deja să stricăm acest obicei, vrem să facem totul gândit. Deci gândim fiecare stradă să aibă toate utilitățile după care vom trece cam la cât credeți la că vor mai trebui să aibă răbdare? Nu depinde numai de noi. Depinde de noi în măsura în care trebuie să chipzuim banii ăștia așa mulți puțin cum sunt. Eu zic că sunt puțin, dar trebuie să-i chipzuim foarte bine. Depinde în general de ce bani vom obține din bugetul central. Pentru că, vedeți, sunt foarte multe probleme. Să vă dau un exemplu. Numai pe canalizare și alimentare cu apă. Deci este un proiect european care, eu știu, s-a făcut acum 3 ani de zile de când se lucrează. Care a fost un lucru foarte bun. Este un lucru extraordinar de bun. Dar după, deci acum constatăm că mai sunt încă 5.500 de metri liniari de străzi care nu au fost cumplite în acest proiect. Este păcat să obții niște bani europeni și să nu prinzi, într-adevăr, tot orașul. Că puteam, tot orașul ăsta, cu mai multă atenție, da, putea tot să fie prins. Și se mai să fie poate, prins. Nu știu, avem deja adăuga o anexă la acest. Da, avem făcute intervenții și la minister pentru suplimentarea acestui proiect european. Nu știu cât se va mai putea, că pentru Giurgiu, inițial s-a spus că avem 100% cuprinse aceste lucrări în acest proiect. Așa s-a, acum 3 ani de zile, așa s-a raportat. Deci cu lucrarea care practic se face acum... Să dăm asfaltate străzi care nu există. Deci am dat 100% lucrării care se vor efectua. Poate că mergeau până acolo unde ziceați că încep noroaiele alea și ziceau că aici în noroi nu mai intrăm. Nu, acum nu contează. Deci noi am inventariat în scurt timp care am avut, am inventariat toate străzile. Are totuși importanță într-o oarecare măsură, pentru că v-ați încărcat atât cu realizările, dar cât și cu problemele rămase și pe care dumneavoastră sunteți răspunzător de rezolvarea lor. Și de multe ori e mai greu să repari decât să o iei de la capăt. E și un proverb că atunci când îți iei un câine, îl iei cu purici cu tot. Absolut, îi sufor spurecii. Pe de o parte, discutam despre banii de la buget, dar pe de altă parte trebuie să fim conștienți și de faptul că nu suntem singuri actori în scena asta. Adică depindem și de cei care aduc gazele, depindem și de cei care
vin și introduc celelalte utilități, știu eu, cablurile pentru energie electrică, fibra optică și așa mai departe. În momentul în care toate aceste lucrări sunt gata, atunci putem să acoperim strada cu covor asfaltic și totul să fie ok. Vom avea un exemplu. Anul ăsta avem un proiect, Coridorul Pan-Nou European, care se întinde de la rondul de la spital, pe șoseaua București, până în centru, la stânga, către Romarta, pe lângă piață, înainte pe strada Abatorului, până la Abator și de la Abator până la Steaua Dunării. Deci acest proiect, care este de 1.300.000 de euro, va finaliza practic această stradă. Deci o să vedem că va fi totuși ceva final în Giurgiu, pentru că noi deja am luat toate măsurile înainte și am făcut adrese la toți furnizorii de utilități ca în această perioadă, până începem proiectul, să își rezolve toate problemele de utilități pe acest tronson. Deci ăsta va fi un tronson care va fi la gata, cu tot ce înseamnă el în viitor. Chiar după ce vom termina acest tronson, nimeni, eu zic că 20 de ani, nu va avea voie să vină să spargă această stradă, pentru că o vom gândi de așa natură încât să nu mai fie nevoie de nicio utilitate. Și cu această ocazie atragem atenția cetățenilor care sunt pe acest coridor, pe aceste străzi, în această perioadă să-și, dacă nu au utilitățile trase, să-și tragă toate utilitățile, pentru că nu se vor mai da autorizații pentru utilități. Așa e, dar și astea costă. Și astea costă, dar știți cum este? Fac? Deci îl ai la poartă. Da. Îl ai la poartă. Deci nu este ca și când l-ai aduce de la 50 de metri să la 100 de metri să te coste foarte mult. Trece prin fața curții tale. Și atunci, măcar i-ați avertizat din timp să aibă exact, suficient la dispoziție. Deci dacă trece conducta prin fața casei tale, hai să facem și racordul la... Chiar dacă nu folosești acum, da. Nu ai, eu știu, nu ai nevoie de canalizare. Dar hai să tragem canalizarea până la limita proprietății. Hai să tragem alimentarea cu apă la limita proprietății, pentru că, vă spun, după ce se vor termina aceste lucrări, ele vor avea termen de garanție, nimeni nu-și va permite să poate să dea o autorizație să spargă strada. Să venim să tăiem strada cum s-a făcut de atâtea ori și să dăm o autorizație ca cineva să facă acum, ca să fac o paranteză așa... Dar de ce de fiecare dată, numai după ce se termină de asfaltat totul, atunci și-aduc aminte că nu știu ce a uitat sau că se întâmplă nu știu ce și apare eternul picamăr care sparge și strică totul? Noi tocmai asta vrem să nu se mai întâmple. Să nu mai se întâmple. De asta tragem și am făcut adrese la toți furnizorii de utilități. Să-și rezolve toate problemele. Vă dau un exemplu ce spuneți. Și chiar aveți încredere că se va întâmpla lucrul ăsta? Asta ne-am propus și... Deci dacă, cum să spunem, dacă îl anunțăm pe fiecare în parte și facem scris, da? Atunci, dacă nu vrea, omul nu o să vrea, dar să nu vină peste un an de zile să spună că s-a răzgândit. Deci noi ne luăm toate măsurile și vrem să rezolvăm aceste probleme și ale oamenilor, dar să nu mai spargem străzile. Pentru că, apropo de ce spuneați, în cartierul de la Teatrul de Vară, care de curând, anul trecut, a fost finalizat, aproape că, deci eu am făcut recepția, cred că în luna august, după ce, când eram eu viceprimar, recepția la asfalt, iar în luna septembrie deja am primit adrese de la două sau trei locuințe că vor să se racordeze la canalizare și la apă. Ceea ce este incredibil. Deci au avut șantierul în fața curții. Și ani de zile. Și ani de zile. Și în condiții în care știm toți ce probleme au fost acolo, da. Și când totul este cât de cât este bine, arată foarte bine cartierul, părerea mea personală. Și le-ați permis da. Lucrul ăsta? Nu, bineînțeles că nu s-a dat. Bineînțeles că nu s-a dat și am avut intervenții și de la IRE, de exemplu, să intre pe niște străzi să spargă. Nu am dat niciun fel de autorizație, pentru că nici nu ne putem permite să dăm autorizație atâta timp cât lucrurile acestea sunt în garanție. Pentru că altfel ne pierdem garanția la constructor. Și nu putem să facem. Dar totuși, eu mă încăpățânez să mă fac purtătorul de cuvânt al telespectatorilor
și să vă întreb. Bun, sunt de acord, nu puteți să intrați să finalizați o stradă până nu sunt terminate lucrările care se fac acolo. Dar totuși, în urma lucrărilor astea, rămân niște cratere care la un moment dat chiar devin periculoase pentru circulație, pentru că e o diferență de nivel de asfalt și o groapă în mijlocul străzii cam de nivelul ăsta. Știți, nu s-ar putea, știți, ca la dentist, nu la noi, în altă parte, până se termin lucrarea, îți dă așa o proteză de aia frumoasă să poți să ieși din casă, ca să nu ai... Nu s-ar putea face și cu străzile într-un fel să arate cât de cât, adică să fie și mai sigure. Sunt două cazuri la ce spuneți dumneavoastră și le cunoaștem, le-am inventariat. Eu vreau să spun că în serviciu tehnic am un om în care în fiecare săptămână îmi inventariază grupile din oraș. Și cu această ocazie fac apel și la... Cred că-i plătiți ore suplimentare. Nu, deci nu... Eu chiar vă spun, eu vorbesc foarte serios la câte gropi. Pentru că, dacă vreți, documentat, veniți și vă dau documente să vedeți la două săptămâni câte pagini, două, trei pagini de probleme care apar de la două săptămâni, la două săptămâni apar trei pagini de probleme. Bineînțeles că nici el nu poate să le cuprindă pe toate. De asta primim aproape zilnic de sesizări de la cetățeni, că a apărut o groapă, de exemplu astăzi am avut o adresă, a apărut o groapă dincolo de bariera de la vamă către vamă, la poliția locală către vamă. Deci cetățenii ne anunță. Le-am dat, le dăm și noi în lucru. Nu se poate turna acum, de exemplu. Că unde să anunți că a apărut o groapă, e un pas știți, înainte. Și pe noi ne ajută. Și vă spun sincer, fără să... Și pe noi ne ajută. Dar multe probleme sunt semnalate de cetățeni și sunt rezolvate în timp real. Acum, de exemplu, nu poți să torni nici beton, nu poți să pun nici asfalt. Dar poți duce acolo niște balast și să acoperi la nivel de balast, acoperi groapa aceasta până când se poate turna. Pentru că altfel ne-am bate joc de bani să turnăm acum beton și peste o lună zile practic vedem că l-am turnat degeaba, e aceeași groapă. Deci, ca să încheiem subiectul ăsta al străzilor așa, cam cât estimați că vom mai avea de tras cu gropile astea? Deci, practic... Prevăzute. Da. Mai vorbesc de alea neprevăzute. Practic, anul ăsta se încheie acest program care îl avem la APA Service cu apa și canalizarea. Deci eu bănuiesc că după ce vom închide acest program, 95% din gropi vor fi deja rezolvate, în sensul că noi ne ținem de constructori și se știe și la presă am anunțat de fiecare dată. Am făcut foarte multe întâlniri cu constructorul și am atras atenția în mod deosebit asupra refacerii și aducerii la stadiul inițial al străzilor. Știți că până la urmă oamenii înțeleg că trebuie făcute lucrările astea, sunt dispuși să accepte și gropile alea și disconfortul creat de ele, dar până la urmă ce au reproșat oamenii întotdeauna și vorbesc și din perioada anterioară venirii dumneavoastră la primărie, este că au avut impresia că s-a lucrat haotic. Că n-a existat un plan și să spune, domne, anul ăsta facem cartierul ăsta, zona asta. Rămânem aici până terminăm tot ce avem de făcut, punem tot ce avem, turnăm asfaltul, am plecat, la revedere, mergem în alt cartier și începem acolo. Da. Deci până la urmă oamenii asta reproșau. Da, din păcate, tehnic nu e posibil așa ceva. Nu? Tehnic nu e posibil pentru că, ce se întâmplă? Această lucrare de apă și canalizare, vedeți, au niște termene. Au termenul. Deci anul ăsta trebuie să închidă. Și atunci, și la noi care, cel puțin în astea 6 luni în care am fost și noi, de multe ori i-am mai ținut un pic pe loc până le-am dat avizul să intre pe altă stradă, până când n-au mai rezolvat niște probleme din spate. Și am încercat să strângem cât mai mult aceste lucrări, adică să vină și cu refacerea din spate. Numai că în ultima perioadă cam tot ce s-a lucrat nu s-a mai putut turna nici beton, nici asfalt. Din cauza timpului. Dar și încă ați văzut că s-a lucrat și în decembrie. Și acum în ianuarie deja am luat legătura cu constructorii, trebuie să vină din nou. Că vremea permite afară și păcat să nu folosim acest timp, să continuăm aceste lucrări.
Deci condiția este cum începe timpul bun să începem, da, și refacerea lucrurilor din spate. Încă ceva care este foarte important. De anul ăsta deja avem pe site, noi avem un regulament, deja introducem un regulament de refacere a străzilor. Deci punem niște condiții foarte drastice pentru refacerea străzilor, este pe site regulamentul și îl vom băga în ședință de consiliu. Și cine nu se va alinia la acest regulament, nu va mai face lucrări în Giurgiu. Îi vom merge până acolo, până când le întrerupem lucrarea și le anulăm, da, licitații. Vreau să vă întreb acum pe dumneavoastră. Un viceprimar știe toată lumea ce face. Da? Ce face un city manager, un administrator public într-o primărie? Mai ales că funcția asta nu este foarte veche, de câțiva ani introdusă. Face de toate. Adică face tot ce face primarul, face tot ce face viceprimarul, face tot ce face oricare dintre șefii de servicii, adică? Din primărie. Are inclusiv calitatea de ordonator de credite. Deci, în concluzie, tot ce se face în primărie trece și prin cabinetul city managerului. De la mapele de corespondență până la rezolvarea problemelor privind sesizările cetățenilor, de exemplu. Lucrăm în echipă, fiecare are sectorul de care se ocupă și împreună încercăm să rezolvăm... Pregătirea juridică temeinică pe care o aveți vă ajută în exercitarea funcției? A fost principalul atu pe care l-am avut în vedere în momentul în care am acceptat să preiau această funcție. Dar n-a fost și un sacrificiu totuși? Nu. Dacă luăm partea cealaltă care era de carieră, de așa. Într-o primărie se știe, nu sunt salarii foarte mari, sunt bugetari, sunt probleme, carul. Sunt o persoană care îi plac provocările și cred că de-a lungul timpului am demonstrat acest lucru. A fost o provocare pentru mine, o provocare mare și sper că voi reuși să duc la capăt ceea ce mi-am propus. Este un lucru pe care chiar vreau să vi-l spun un pic mai devreme, că toți cei care formăm actuala echipă suntem oameni care atunci când își propun ceva, în cea mai mare parte și reușesc să facă acest lucru. Adică hotărârea noastră este să ducem la bun sfârșit ceea ce am început, astfel încât, după cei 3 ani și jumătate care au mai rămas, cei care vor veni să ne tragă la răspundere să nu aibă decât bile albe să ne dea. Acum totuși sunteți în anul de miere, ca să zic așa. Sau pentru nu. Că, în general, cam da, oamenii sunt fie și măcar ca să nu recunoască că au greșit dând votul, totuși sunt dispuși să facă concesii câștigătorilor și spun, e o perioadă în care vrem să vedem ce fac. Da? Probabil că vor fi și nemulțumiți, că e imposibil să nu fie și nemulțumiți. Cum veți primi nemulțumirile astea? Dacă sunt reale, sunt lecții pe care trebuie să ni le asumăm. Dacă nu sunt reale, trebuie să încerci să explici. Poate din punctul lor de vedere sunt reale, eu știu, așa văd ei, sau că n-ați făcut suficient, sau că nu v-ați implicat de suficient de mult. Dacă nu sunt reale și cel care îți adresează petiția respectivă crede că problema lui nu este rezolvată, știu eu din vari motive care nu țin de ceea ce se întâmplă în realitate, încerci să explici care este realitatea și să-i demonstrezi că nu el este cel care are dreptate. Vin cetățenii în audiență pentru că e un exercițiu de care au fost lipsiți an la rând. Și viceprimarii au audiențe fiecare dintre ei de câte 2 ori pe săptămână. De 2 ori pe săptămână avem audiențe. Să știți că asta este o noutate pentru mine. Și pentru noi. Nu, pentru mine ca persoană. Pentru că din ceea ce fac eu la primărie, să zic așa, 90% am făcut cam toată viața. Lucrurile care le-am făcut toată viața. Lucruri de proiecte, lucruri de tehnică, de construcții și așa mai departe, de investiții. Lucruri care le-am făcut și mă pricepeam. Partea asta de lucru cu oamenii și problemele astea sociale a fost o noutate pentru mine și vreau să vă spun că este
te încarcă foarte, foarte mult negativ. De ce? Pentru că vin foarte mulți oameni cu probleme reale. Cu probleme în grave. Care, foarte, foarte grave și care te afectează și sufletește, emoțional. Da, emoțional. Da. De multe ori vă spun pleci zleit după o ședință, după două ore sau după o, eu știu, poate durează mai puțin, dar în general cam 12 oameni avem la 10 minute, 120 de minute, deci cam două ore avem de audiență și câteodată pleci de acolo fără puteri. Și vă dau niște, vă spun, sunt niște cazuri excepționale. Să vezi că vine o femeie care este handicapată, de-abia putea să miște și a venit cu o hârtie în mână și tremurea hârtia aia să ceară un ajutor, dar nu pentru ea, pentru soțul ei care era handicapat și era la pat. Înțelegeți? Și te mișcă. N-ai, sunt foarte multe cazuri și din păcate nu întotdeauna. Sunt foarte multe cazuri, da. Bugetul este limitat și ești pus de foarte multe ori în situația să alegi tu care dintre cazuri merită, da. Sau care dintre cazuri nu merită, deși toate merită, dar care merită în momentul respectiv, da. Ca din puținii bani pe care ai să poți să-l ajut cu ceva. Sunt pe respectiv. Oameni cu foarte multe probleme și legate de copii. Legate de copii, au foarte mulți copii. De asta și noi, de exemplu, la cantina de ajutor social aveam în jur de 100 de persoane care erau înscrise la cantină. Acum, numărul a fost mai mare, dar acum, cam vreo 2 ani a fost redus drastic. Pentru că a fost ceva ideea timp că în urmă. Să-i dai un ajutor care să-i mulțumească sau să-i satisfacă o nevoie imediată, știu eu, o sumă de 1000 de lei, de exemplu, mai bine îi oferi o masă în fiecare zi care să îi poată satisface o nevoie mai mult timp. Iar pentru cei care sunt valizi și în putere, locurile de muncă promise, cam când se locurile de muncă promise nu au fost simple promisiuni electorale, cel puțin ăsta este punctul meu de vedere. Bine, eu n-am promis nimic electoral. Ați avut noroc. Sau înțelepciune, depinde. Deci spuneam că nu sunt simple promisiuni. În cele 6 luni care au trecut până acum, în Giurgiu s-au creat aproape 500 de locuri de muncă prin investitorii care au venit și și-au deschis afaceri aici. Există un program pus la punct împreună cu primarul municipiului Giurgiu, program care va trece și prin parte din el a trecut deja prin Consiliul Local, pentru acordarea de facilități investitorilor care vin să realizeze investiții în Giurgiu și să creeze locuri de muncă. Eu vă întreb asta, știu că timpul e foarte scurt, lucrurile astea nu se realizează într-o lună, două, dacă la sfârșitul mandatului veți reuși să spuneți că ați creat câteva sute sau câteva mii de locuri de muncă, este o mare realizare. Lucrurile astea nu se fac de azi pe mâine, dar măcar dați-ne o șansă că se lucrează în sensul câteva ăsta. Sute o deja speranță. Câteva sute deja s-au creat. Cum spunea și aproape 500 de locuri de muncă. Și avem deja promisiuni că vor mai veni foarte mulți oameni de afaceri, foarte mulți vor veni oameni de afaceri în Giurgiu care își vor deschide. Imediat după alegeri a fost un val efectiv. Companii mari și-au trimis pionii cei mai mici să vadă dacă într-adevăr la Giurgiu se vrea să se deschidă posibilitatea de a se... Bine ați spus, dacă se vrea. După o scurtă perioadă de timp, au venit persoane un pic mai sus din stafful companiei. La acest moment, deja se anunță că vin cei care sunt la vârful companiilor respective. Sunt interesați de terenuri în zona liberă pentru a-și putea deschide anumite afaceri, sunt interesați de terenuri în fosta platformă industrială a orașului, unde de altfel chiar vrem să facem un parc industrial, parc industrial care să îi mulțumească prin aceea că municipalitatea pune la dispoziție utilitățile și avem un proiect ca pe perioada realizării investițiilor pe care le fac respectivii agenți economici să le acordăm facilități economice prin anumite scutiri de impozite. Sunt posibilitățile pe care le avem noi ca să îi putem atrage, respectând legea despre ce vorbeam mai devreme. Da. Ar fi păcat, suntem o zonă în care putem oferi apropierea de București, este port la Dunăre. Cu atât mai interesant va fi zona, nu de foarte mult timp s-a
aprobat master planul euroregiunii Giurgiu-Ruse pentru dezvoltarea ambelor comunități ca în viitor să ducă spre un tot unitar. Zona în care suntem se află la intersecția a două noduri de comunicare, care sunt destul de importante, spun eu. Este vorba de calea ferată Viena-București și de calea ferată Istanbul-București. Ambele vor trece și se vor intersecta undeva în zona Giurgiu. Este foarte interesantă apropierea orașului Giurgiu de viitorul aeroport care se prefigurează să se dezvolte. Se mai prefigurează? Nu știu dacă totul depinde de un om. Pe care nu le mai spunem, da. Proiectul este proiect, compania există și funcționează, din câte știu. Iată, sunt câteva elemente care fac Giurgiu foarte interesant și foarte atractiv. Ne-am propus să punem în valoare și obiectivele istorice din Giurgiu. Am depus deja documentația la... Asta mă interesează. Ce ați făcut deja? Că am tot auzit o să facem. Ziceți ce faceți deja. Am depus deja documentația la Ministerul Culturii pentru a obține fondurile necesare pentru renovarea cetății lui Mircea. Să o scoatem în primul rând din pământ, pentru că peste 3/4 din ea este încă îngropată, și apoi să încercăm pe cât posibil să o reconstruim. Este un punct istoric care trebuie pus în valoare. Mai sunt și alte obiective în Giurgiu. Mai există așezări istorice mai vechi decât atât, undeva spre zona Malul Roșu, care și ele pot fi puse în valoare ca și puncte de atracție. Acum urmează să vedem dacă și cei care au venit și și-au propus să realizeze investiții în Giurgiu își vor ține promisiunile pe care le-au făcut. Au fost persoane interesate de canalul Sfântul Gheorghe pentru a putea dezvolta acolo o bază olimpică, o bază de caiac-canoe, cea existentă la momentul actual pe lacul Snagov devenind insuficientă. Sunt elemente, sunt lucruri care ar atrage multe priviri asupra Giurgiului. Inclusiv echipa de fotbal a atras lumina reflectoarelor spre Giurgiu. Și de acolo sunt oameni care au început să devină interesați să își dezvolte afaceri da, în zonă. Aici da, deși eu nu sunt microbistă, nu mă interesează echipa de fotbal, dar, nu mi se pare că trăiesc mai bine dacă avem echipă în divizia A, dar văzând la televizor și spunând Astra Giurgiu, transmițând mesajul Giurgiu, parcă deja mă simțeam și eu altfel, parcă mai... Da. Devin interesați de Giurgiu. Da, măcar să se vorbească și, să se intereseze ce putem face, ce putem dezvolta. Din 5 care vin, dacă unul rămâne și face treabă, e ok. E ok atât pentru că se creează locuri de muncă, cât și pentru că din impozitele și taxele pe care le plătește respectiva persoană, parte din ele se întorc la primărie și cu banii poți să faci altceva. Da, și banii de la bugetul de stat care vin depind și de câți dai. Că în funcție de câți bani dai bugetului de stat, cam atâta exact, primești. Adică spus totdeauna a spus Giurgiu primi bani puțin. Păi da, dar și câți bani a dat Giurgiu bugetului de stat? Nu te putem compara cu Prahova, Constanța, județe mari dezvoltate, care normal că ele sunt contributoare serioase la bugetul de stat. Este adevărat, dar haideți să vă spun că eu am fost la o întâlnire la Turnu Măgurele pe regiunea Sud Muntenia și efectiv mie mi-a fost rușine acolo când am văzut un material făcut cu tot ce era pe regiunea Sud Muntenia în care primăria Giurgiu nu avea niciun proiect. Față de Alexandria, de Prahova, de Pitești, care aveau proiecte la greu. E adevărat că Consiliul Județean avea 7-8 proiecte care erau și sunt și acum în derulare. Dar pe primărie chiar nu am avut niciun proiect. Și se va schimba lucrul ăsta? Deci, spuneți ce am făcut. Noi deja, nu spunem că am făcut prea multe, dar ne-am înscris pe toate căile posibile pentru proiecte europene. Și la toate ministerele, și la Bruxelles, și pe am așezat un pic strategia Dunării. Deci da. avem această colaborare cu bulgarii, care este o colaborare foarte bună, și pe proiectul ăsta care Vlad, avem acolo. Dați-mi voie să vă spun că până acum toată colaborarea asta între
giurgiuveni și bulgari, a fost numai pe, de-astea ziceți, spectacole artistice, întâlniri, deci acum, înfrățiri, acum spus, un proiect important acum proiectul pe bani europeni, da, nu prea a fost asta niciodată. Asta este proiectul Pan-Nou European, care este primul proiect în care se va vede o infrastructură, se va vede ceva asta palpabil. Asta e, să se vadă ceva. Da, se vede ceva palpabil în că întâlniri în folclorice, nu, da, nu, e bine nu, să ne cunoaștem tradițiile. Tot așa, zona numai geografică ne favorizează, da, pentru că la momentul ăsta puținii bani care mai sunt de la Uniunea Europeană și se vor aseda, da, sunt pe strategia Dunării. Exact. Inclusiv, sau mai bine zis, doar pe acest segment mai putem să accesăm fonduri. Se lucrează, încercăm să aducem fonduri. Vorbeați de organigramă, ați modificat. Vorbeam de organigramă, am modificat în așa fel încât am pus la punct un serviciu care să se ocupe efectiv numai de proiectele despre care vorbeați mai devreme, că nu s-a ocupat nimeni. Și revin și spun că pe strategia europeană încercăm să atragem fonduri pentru a construi inclusiv un nou port. Un nou port care să fie terminal de mărfuri. Evident, deci avem proiect de gândire făcut pentru un nou port, ce spune și... Și proiectele astea ale dumneavoastră cuprind mandatul ăsta sau trebuie să mai cereți un mandat ca să se realizeze? Cineva va trebui să le termine, poate Tony le termină, da? Dar un nou port, apoi... Nu, asta mă spunea ca Marina să vedem port, așteptările noastre... Marina Port, de... care înseamnă inclusiv plaje, că pentru, ați văzut, la Giurgiu nu este o plajă amenajată. Păi e ceva de nedescris, ați văzut în ce condiții se duc oamenii la piciorul podului. Cred că să, suntem singurul oraș de la Dunăre care nu are o plajă amenajată. Și există posibilități să facem. Și chiar nu cred că sunt investiții chiar atât de mari pentru amenajare. De asta, inclusiv cu bărci, cu motor și... Să știți că... Și oamenii... Să termin și îmi cer scuze, nu vreau să trec pentru că aș putea pierde ideea. Să știți că proiectele realizate cu bulgarii n-au fost numai pe dansuri, hore și întâlniri poetice. Da. Sunt proiecte realizate pe situații de urgență. Da. Deci, dotările comune, intervenție comună. Iată, ușor, ușor lucrurile încep să dezmorțească. Și la noi și la ei, pentru că ei sunt un pic mai închistați decât noi. Nu sunt așa deschiși la colaborare. Adică, dacă la noi e suficient să vrei pe plan local să faci ceva, la ei trebuie să obțin aprobări de la Sofia și așa mai departe. Adică lucrurile se mișcă un pic mai greu. Nu, dar întâlnirile pe care le-am avut atât cu echipa din primăria Ruse, cât și cu echipa din prefectura Ruse, prefectul de acolo are rol de guvernator pe regiune, spun eu că au fost benefice, mai ales prin prisma faptului că între parteneri din echipa noastră și parteneri din echipa lor, există legături de prietenie anterioare investirii în funcțiile respective. Și întotdeauna prieteniile și colaborările de acest gen spun eu că... Creează suplimentare între... Da, exact. La întâlnirea cu bulgarii, că spunem și ce s-a întâmplat, ce am făcut, la întâlnirea cu bulgarii, pe master plan, de exemplu, ei țin foarte mult ca al doilea pod peste Dunăre să se facă la Giurgiu. Al doilea pod peste Dunăre să se facă la Giurgiu. Ceea ce ministerul nostru, din păcate, nu prea a fost de acord și tot a tergiversat lucrurile. Și l-au făcut pe cel de la Vidin. Nu, acum vorbim. Să facă al doilea pod la Giurgiu. Este foarte important. Dar de ce este important acest al doilea pod? Ei țin foarte mult pentru al doilea pod și pentru partea de axa cu Turcia, pentru șoseaua aceasta rapidă care se face până în Turcia, deja se lucrează la ea. Și țin foarte mult la podul ăsta. Eu acum, după, au fost cel puțin două întâlniri sau trei întâlniri la care am participat la nivel de ministere, Ministerul Dezvoltării și Turismului din România, cu ministerul similar din Bulgaria, în care s-a pus foarte, foarte premiant această problemă pentru acest pod la Giurgiu. Și știu că există la ora actuală un studiu care se face pe podul vechi, pentru că deja este destul de vechi și necesită o consolidare și se pare că ar fi mai ieftin să construiești altul decât să-l consolidăm pe ăsta. De asta avem mare încredere că se va face acest port, inclusiv cu
cu linia rapidă de cale ferată care va fi până în Turcia. Despre care vorbeam mai devreme. Da. Deci un tren rapid. Și care deschide perspective orașului ăsta. Exact. Sunt lucruri care Dumnezeu ne gândim. O să iasă soarele și pe ulița noastră vreodată și să nu ne mai fie jenă să spunem că suntem din Giurgiu. Deși indiferent cât timp ar trece, cred că de ștampila pusă cu câinii care latră în Giurgiu, așa că zeii sunt departe sus, dușmanii da. Lângă noi, ce facem cu câinii? Păi câinii latră în Giurgiu pentru că asta a fost din cauza turcilor. Istoria spune că în momentul în care luau peșcheșul turmele de oi și treceau peste Dunăre, câinii rămâneau aici și de aia latră câinii în Giurgiu. Da. Dar tot latră să... Cu câinii comunitari este o altă problemă și cum spuneați mai devreme că nu toată lumea poate fi mulțumită, unii aplaudă că se adună câinii, alții dau cu pietre în noi că știu, adunăm da, câinii, da. Alții ne bagă în cerneală, în gura presei și așa mai departe. La momentul actual, adăpostul de câini care există este insuficient, adică este populat la capacitate. Și este provizoriu. Și este provizoriu. Este identificat un teren, sunt identificate fondurile, urmează ca în momentul în care vremea ne permite să demarăm construcția unui adăpost de câini la capacitate de undeva de 3.500-4.000 de câini comunitari. Adăpost care să fie construit după toate normele altfel legale, altfel nici n-am avea voie, sigur, evident. Că da. Și sperăm să rezolvăm o dată pentru totdeauna problema câinilor din oraș. Da, știți ce se întâmplă? M-am interesat și eu și am intrat pe internet, evident, cum au rezolvat alte orașe sau cum au încercat să rezolve alte orașe. Știți că problema nu este numai a câinilor care sunt acolo, ci a și celor care vor veni după ei, pentru că cei de pe stradă sunt copiii celor din curțile oamenilor, majoritatea. Este adevărat, am avut în vedere și acest lucru. S-a lucrat la un regulament pentru câinii comunitari și pentru câinii pe care cetățenii asta îi posedă. Asta mi se pare foarte important. Este pe site-ul primăriei afișat de vreo două luni. Așteptăm să vedem care mai sunt propunerile cetățenilor din municipiu pentru a legifera acest regulament prin hotărâre de Consiliu Local. Dorim o inventare și a câinilor absolut, de la populație. Absolut, cu, în primul cu rând. Absolut, și cred că iubitorii de animale și asociațiile pentru protecția animalelor așa ar trebui să-și dovedească utilitatea. Nu să alerge hingherii pe stradă și când... Și fac o afirmație pe care mi-o asum cu toate cele ce vor urma după ea. Până la momentul ăsta, asociațiile despre care vorbeați au făcut totul doar la nivel declarativ. Și la maniera de a arunca cu pietre. Absolut, sunt de acord. Nu am văzut niciuna dintre aceste asociații să vină să aducă un singur sac de hrană pentru câinii de la adăpost. Sau să vină cu o inițiativă. Nu, s-au dus și s-au strecurat prin spate să facă poze ca detectivii, să le pună pe site-uri. Am primit un mail din partea unei ziariste finlandeze care solicită o întâlnire cu primarul municipiului pe problema câinilor comunitari din Giurgiu, câinilor care sunt în adăpost, că nu ar fi ținuți în condiții în regulă. Deci, iată unde s-a ajuns. Da. În loc să aducă fonduri sau în loc să aducă mâncare sau să facă ceva concret, să aducă medici care să-i sterilizeze, care să-i trateze, să-i deparaziteze, nu știu decât să iasă la televizor sau să iasă în presă și să facă atmosferă. Concret, nu au făcut, și o spun cu toată tăria și cu toată convingerea, concret, nu au făcut absolut nimic bun pentru comunitate. Niciuna dintre aceste asociații. Nu, întotdeauna știu. Întotdeauna am spus, am avut și emisiuni pe tema asta și probabil și sigur voi mai face împreună ca să nu ne acuze că nu le ascultăm și lor părerea și ce au de spus. Dar până acum nu a venit nimeni cu o măsură concretă, pentru că toată lumea e de acord. Nu vrem câini pe străzi. Bun, dar ce facem cu ei până la urmă? Că vine legea și spune nu ai voie să îi omori sau nu ai voie așa. Vin iubitorii de animale care au sărit pe hingher când îi adunau de pe stradă. De acord, nimeni nu vrea să îi omoare. Toți iubim animalele. Fiecare am avut în copilărie sau avem câte un animăluț. Dar până la urmă nici nu ne putem duce viața în funcție de cum vor câinii comunitari să, pe care trotuar să traversăm, da, exact. Uitați, circulăm. Uitați-vă un exemplu, zice una din sezările făcute. Câinii la Giurgiu sunt ținuți în frig. Întrebare, pe stradă, în ce stau?
la căldură, unde stau? Da, da. Deci da. S-au strâns undeva acolo. Părerea mea și... este deci că... asta, deci câinii stau în la Giurgiu stau în, închiși în niște cuște acolo și stau în frig. Da. Dar și pe stradă tot în frig stau, tot ninge peste ei. Păi da, nu le-ați spus că sunt apartamente în oraș care n-au căldură pentru că n-au... Ideea este că problema nu este așa simplă. Cum nu este simplă, cum dar pare. Nici foarte complicată, nu cred eu, dacă e bunăvoință. Nu e, exact. Nu, dar trebuie să și se înțeleagă un lucru. Și toată lumea cedează câte ceva. Atâta vreme cât acești câini devin periculoși pentru individ, ei trebuie luați și duși undeva. Pentru că atât legile țării, de la Constituție pornind, cât și tot ce se face în țară, se face în folosul individului. Omul este valoarea care este ocrotită. Nu spune nimeni că animalul trebuie maltratat, dar în momentul în care devine agresiv, devine și periculos, devine un pericol public, trebuie luat de pe stradă și pus într-un adăpost. Da. Eu cred că până la urmă primăria, asociațiile astea pentru protecția animalelor, societatea civilă, cetățenii orașului, fiecare trebuie să contribuie într-un fel. Deci, în primul rând, cum spuneam, trebuie inventariați câinii din curțile oamenilor. Asociațiile plus voluntarii din oraș sunt oameni care vor poate să participe în mod voluntar la acțiunea asta, să se facă o inventariere sau obligativitatea de a-i steriliza pe cei din curți. În afară de cei care sunt ținuți pentru câinii de rasă, care sunt ținuți pentru înmulțire, pentru da. Dar obligativitatea de a-i steriliza pe cei din curte, pentru că în momentul în care îl ai, dai drumul și ți-a făcut 5 căței, el și-a aruncat în stradă. Și atunci ce facem? Se cheltuie o groază de bani, pentru că sunt foarte costisitori câinii aceștia, ca să facem, îi luăm de pe stradă ca să facem loc altora. Deci, părerea mea și din ce am citit și eu și problemele altor primării, trebuie rezolvată, în primul rând, problema câinilor din curțile oamenilor. V-am spus, există un regulament care este publicat pe site-ul și primăriei. Și când se aplică? Așteptăm să vedem care mai sunt sugestiile cetățenilor pentru a-l pune în ședință de Consiliul Local. Iar iubitorii de animale să participe alături de dumneavoastră la proiectul ăsta. Îi invit, dar nu la modul declarativ cum au făcut-o până acum. Nu. Pentru că degeaba acuză, toată lumea iubește animalele, pentru că trebuie nu să ne suntem oameni nu fără mai suflet. Spun, cam toată lumea trebuie să se implice. Absolut, toată știți lumea. Știți că e ușor de vorbit, e da, ușor de da, dat da. Sfaturi, e ușor să arăți cu degetul. E important ca toată lumea să se implice în rezolvarea problemei. Și deci să rezolvare. Vrea să se rezolve exact, cu adevărat, da. Pentru că de multe ori ai impresia chiar că se da. Dorește ca problema asta să rămână așa. Da. Că e mai bine pentru unii să rămână nerezolvată. Nerezolvată, da. E o problemă națională, ca să fim foarte corecți. Nu e problema numai a Giurgiului. Aveți un termen. Este o problemă la nivel național. Aveți un termen măcar de demarare a acțiunilor astea pentru problema câinilor? Ca să știm la ce da, avem prins la nivel de investiție, da. Deci da. Câinii s-au strâns acum în noiembrie-decembrie, am strâns o parte din câini. Deja o, au fost parte, da. O parte din ei, cât am avut spațiu de cazare. Dar acum obligați trebuie să facem o investiție și avem în programul nostru de investiții să facem un adăpost pentru câini. Dar vorbeați de societatea civilă mai devreme și mi-am adus aminte că noi la primărie, de exemplu, vrem să facem, să gândim cum să facem orașul ăsta. Și am zis că suntem noi o echipă. Și am zis, mai poate nu-i destul ce gândim noi. Și am invitat la primărie și societatea civilă, prin organizații non-guvernamentale care sunt. Și am spus la o întâlnire între asta și am zis, fraților, ajutați-ne să... Cum gândiți și voi să fie orașul ăsta? Cum să-l dezvoltăm? Că noi, uite, poate gândim, poate noi nu gândim chiar bine, poate și noi greșim la rândul nostru. Și așteptăm de la dumneavoastră propuneri. Așteptăm propuneri. Și le mai așteptați? Așteptăm propuneri. Așteptăm. Ne-ați întrebat ce am mai făcut. Da. Sunteți giurgiuvean ca și mine. Presupun că în iarna aceasta ați văzut o schimbare în... Giurgiu, deși nu au fost cantități abundente de zăpadă. Ne-am propus și sperăm să și reușim, dacă va fi cazul, ca străzile din oraș să fie măcar negre, dacă au grup, așa cum spuneați noastră. Nota 9 la carosabil, dar nota 4 la trotuare. Este și nu primul... înțeleg de ce nu
amendați agenții economici care au obligația să-și curețe trotuarul din fața sau cetățenii trotuarul din fața casei. Am încercat să le curățăm tot noi. Este pentru prima dată când s-au cumpărat freze pentru trotuare și încercăm să le degajăm de zăpadă. Suntem și noi, haideți să vă spun, civic să învață cu amendă. Avem 5 freze, dar știți unde se meargă? În piață se meargă mai repede. La școli, la intrările de la școli, să facem la școli, pe trotuare. Deci nu poate să... Eu sunt de acord cu dumneavoastră spuneam. Sunt multe străzi, adesea că noi primim zilnic informații și cereri de la oameni. Sunt străzi și astea periferice. Da. Aici ați văzut, sunt la negru prin centru și străzile principale sunt la negru. Dar încă sunt străzi în care e gheața pe stradă și acum, eu știu, câteva zile primeam telefoane că măcar să aruncăm niște sare și pe străzele acolo ca să poată să iasă. Da, domnul viceprimar, eu vă înțeleg și nu v-am reproșat dumneavoastră, pentru că v-am spus la carosabil aveți nota 9, să spunem, ceea ce vă aparține. Știindu-vă că sunteți de exigentă, vă mulțumesc. Da. Dar trotuarele, nu neapărat în atribuția dumneavoastră, sunt acolo unde există case de locuit, acolo unde există agenți economici, care din câte știu obligația să-și curețe trotuarul din fața... Vedeți, exact ce vă spuneam eu mai devreme, este cel mai ușor este să stai și în casă, la casă. Să stai în casă, să dai telefon, să spui nu mi s-a desfundat trotuarul din fața casei. Veniți și luați-mi zăpada din fața curții. Bine, el poate să spună, dar dacă el e obligat să-și curețe, atunci puteți să veniți puteți să veniți cu sancțiuni, să zicem. Da. N-aveți în vedere și lucrul ăsta să-i responsabilizați puțin? Lucrurile sunt mai ușor. Știți cum, e cu sancțiunea? După ce că dacă omul e destul dacă de sărac, alunec mai dăm și o amendă. Lasă-ți că nu toți sunt săraci. Da. Și să facă puțină mișcare, să dea zăpada. Dacă eu alunec pe trotuar și îmi rup piciorul, vă dau pe dumneavoastră judecată. Doamne ferește! Nu cred că aveți șansă să vă rupeți picior. Ne-am mai propus să facem încă un lucru bun. Bun, cel puțin din punctul nostru de vedere și bun din discuțiile cu alții care au spus că a dat rezultate. Avem în intenție să încercăm să monitorizăm orașul prin amplasarea de camere video în intersecțiile principale și în locurile pe care poliția ni le va indica ca fiind... cu un grad ridicat de risc infracțional. Proiectul este unul amplu, se încearcă sau vom încerca să monitorizăm zonele respective, atât traficul rutier, cât și anumite obiective economice. Informațiile se vor stoca undeva la poliția locală și de acolo vor fi transmise în timp util către poliția rutieră, către jandarmerie și către poliția națională. Mai avem foarte puțin timp să închidem și rămâne acest subiect care iarăși este de discutat la el despre poliția locală. Așa. Mai aveam câteva puncte. V-am spus, în ordinea pe care au sesizat-o cetățenii în diferite ocazii, deci era poliția comunitară, mai erau parcările și transportul în comun. Aici mai erau multe de discutat, dar nu o să epuizăm subiectul astă seară, pentru că va trebui să ne mai întâlnim. Și chiar v-aș propune să stabilim ca măcar ultima săptămână din lună, să spunem, să o dedicăm problemelor orașului, în care dumneavoastră să veniți să spuneți ce realizări mai aveți, ce ați reușit să facem și noi, în legătură cu telespectatorii, pentru că va trebui să intrăm și în... E de fapt o emisiune interactivă, să intrăm cu telespectatorii în dialog, să vedem care este opinia lor. De ce nu? Și cred că ar fi interesantă și ideea ca dumneavoastră să veniți la primărie, dacă posibilitățile tehnice vă permit și am înțeles că vă permit să o faceți, și emisiunea să fie realizată chiar acolo cu oamenii care lucrează efectiv în primărie. Nu neapărat cu cei care conduc primăria, pentru că fiecare dintre colegii pe care avem în primărie sunt importanți prin ceea ce fac și prin locul pe care îl are fiecare dintre ei. Pentru că nici eu, nici domnul viceprimar, nici domnul primar, nimeni din echipa de conducere n-am putea să realizăm tot ce ne-am propus
fără oamenii care lucrează acolo. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar știți ce se întâmplă? Peste 4 ani, dumneavoastră veți veni să ne cereți votul încă o dată. Este adevărat. Și atunci trebuie să aflăm direct de la sursă. Oamenii aceia, într-adevăr, au responsabilitate, ei lucrează, ei sunt capabili și fără ei nu s-ar putea face nimic acolo, dar prindem și noi pe cei pe care putem să-i scuturăm o dată la 4 ani. Corect. Vă mulțumesc oricum pentru prezența în această seară, rămâne stabilit. Mai gândim, discutăm modalitatea pe care o vom adopta, dar clar, cel puțin o dată pe lună, veți veni în legătură cu cetățenii, fie aici, fie la dumneavoastră, și vom discuta problemele orașului, pentru că ne interesează în primul rând și, așa cum am spus, eu consider că primăria este inima comunității. Acolo pulsează și de acolo pornește și binele și răul, depinde cum este gândit. Dar dacă acceptăm acest lucru, să nu se înțeleagă faptul că numai aici putem discuta cu cetățenii. Ușile primăriei rămân în continuare deschise. Normal. Problemele lor fiind în atenția noastră în permanență. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vă urez să aveți un an cu sănătate, cu realizări personale și multe realizări în plan profesional, pentru că ne interesează direct. Doamnelor și domnilor, ne oprim aici, ne întâlnim săptămâna viitoare, când sperăm să obținem date noi despre noutățile apărute în sistemul sanitar, în sistemul de sănătate, și în special este vorba despre cardul de sănătate și rețeta electronică, precum și alte probleme cu care se confruntă cetățenii atunci când au nevoie de servicii medicale. Sperăm să avem aici un reprezentant al Casei de Sănătate Giurgiu, în măsura în care informațiile până atunci vor fi clarificate de sus în jos, că știți că așa se obișnuiește. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere și numai bine până săptămâna viitoare!